eram prinsă încă în imaginile alea. Mi-e dor de magia feierică a sărbătorilor de iarnă. Și în scurt timp o să discutăm și despre normele de conduită de care trebuie să ținem cont în momentul în care mergem la astfel de târguri. Dar e de vreme. Astăzi discutăm despre cum se presupune că ar trebui să ne purtăm în transportul în comun. Cui cedăm locul, cum ținem geanta, dar nu vă spun eu mai multe detalii. Ne oferă toate informațiile necesare invitata noastră, Ariana Trofim, consultată în protocol și etichetă. Bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Mă bucur tare mult că ai acceptat și subiectul pe care vrem să-l abordăm, pentru că trebuie să recunoaștem, în întreaga lume, transportul public, transportul în comun, este o alternativă și sănătoasă și ecologică, doar că și aici trebuie să învățăm să ne purtăm cum se cuvine. Așa este. Și în timp economă, aș spune eu. Pentru că uneori e mai rapid să ajungi cu transportul public decât cu mașina personală, având în vedere că sunt alocate benzile speciale. Uh-huh. Da. Ce vreau să spun eu la acest subiect? Noi avem o diferență dintre transportul public ce ține de autobuz, tramvai, metrou și tren și este aparte taxiul. Deci e o categorie aparte. Da. Pentru autobuse, tramvaiuri, metrouri și trenuri, asta sunt câteva reguli care trebuie respectate. Deci o să le enumer. Prima este oferirea spațiului. Oferirea spațiului pentru persoane care intră în transportul public și iese din transportul public. Calea de acces nu se blochează. Da, deci nu stai în... La noi deseori așa ceva se întâmplă, deci eu recomand chiar să se utilizeze această regulă, pentru că este și, iarăși, în timpul îl pierzi când stai și te împingi acolo. Da, da. La popă. Da. După care noi avem oferirea locului. Oferirea locului spune despre faptul că trebuie să oferim loc femeilor însărcinate, persoanelor cu dizabilități, persoanelor în etate. Deci acestora noi le oferim locul și nu oferim locul, nu rugăm pe cel care este de lângă noi, că sunt și așa cazuri, știți cum? Toate regulile sunt formate din precedente. Deci îi spunem, hai te rog scoală ca să-i oferi locul celui care este alături. Nu, noi oferim locul propriu. Da. După care, noi avem regula care ține de distanță personală. Distanța personală, asta înseamnă că noi nu ne băgăm în sufletul persoanei care este alături de noi, o păstrăm, distanța personală este de 70 cm. Desigur că când este foarte multă lume în transport, sunt situații în care suntem aproape, deci noi am putea în așa situație să spunem un pardon, deci să ne cerem scuze pentru incomoditate, că suntem impuși de situație, da? dar totuși să nu privim în ochi persoana din față care stă, da? Adică să nu intimidăm, chiar și dacă deja suntem în această situație. Și mai este un moment că, iată, la copii sau la cei care au rucsacuri în spate foarte mari, să nu folosim acest rucsac pentru a împinge lumea din jur. Asta tot ține distanță personală și să nu-l folosim ca un instrument, să zic așa, da? Deci, ținem cont de faptul că noi îl avem în spate sau îl luăm în mână, nu-l punem jos, desigur că tot, igiena personală tot este cumva un element. Iartă-mă că te întrerup, dar ce fac pe bune copii, elevii care au rucsac, unde îl țin? Eu cred că ar putea să-l țină în mână sau țin cont de faptul că este în spate și își planifică cumva distanța asta, da, și organizează spațiu, da, dar este important să nu împingem lumea, că poți să dai peste o femeie însărcinată care nu are loc, de exemplu, și tu cu rucsacul ăsta atingi, da, sau cineva care este cu baston, o persoană în vârstă, da, și iarăși este important să nu atingem. Și mai este încă o regulă, este cea de-a patra regulă, este salutul în caz că noi vedem șoferul sau însoțitorul în aceste transporturi. Adică îi spunem un bună ziua, un bună seara, asta este normal. Noi am intrat ca și cum în spațiu, la cineva acasă. O speție, da. Da. Deci asta este important de făcut și dacă salutăm, le spunem și ne luăm și un rămas bun. Acum vreau să te întreb, dacă tot am făcut referire la elevii cu rucsacuri. Da. Ei stau bine mersi, așezați pe scaunul lor.
ei trebuie să se supună acestei reguli de a ceda, de a oferi locul? Da, sunt copii. Deci, dacă în cazul în care stă o persoană în vârstă cu baston alături, da, chiar și un copil se scoală și oferă un loc. Asta trebuie educat din mică vârstă, să zic așa. Pentru că mamele, de exemplu, care au copii și i-a dat un loc alături, dacă iarăși vin persoane în etate sau persoane cu dizabilități, mama, după etichetă, ar trebui să ia acest copil în brațe și să elibereze un loc în acest format. Da? Deci, practic, disponibilizează locul de alături ca să mai ia loc o persoană. Avem dreptul să spunem cuiva, oferăm locul? Da, noi putem să cerem acest lucru, să spunem un pardon, puteți să-mi oferiți un loc, vă rog. Deci dacă, pentru că sunt situații în care durerile noastre sau starea de sănătate, să zic așa, nu se observă cu ochiul liber. Și în aceste situații noi putem ruga să ne se ofere un loc, aceasta este normal și este o uzanță. Doar că nu este ferm că noi o să primim acest loc și nu trebuie să ne supărăm sau să facem conflict din asta, pentru că, iarăși, discuțiile în cadrul transportului public sunt tot să nu fie conflictuoase, trebuie să păstrăm o tactică oarecare. Și dacă nu ni s-a oferit, asta e. Dar noi putem cere acest loc, cel mai probabil că se va oferi, eu cred, pentru că dacă deja inițiezi acest lucru, da, asta ar trebui să tindă spre un rezultat. Da, bine, discutăm despre aceste norme de conduită. Ele vin cu titlul de recomandare sau totuși fac parte dintr-un set de responsabilități? Desigur că ele vin cu titlul recomandare atunci când asta nu este în lege. Eu așa gândesc, adică când nu este o normă prevăzută legislativă, noi nu putem, nu suntem obligați să o respectăm, da? Dar totodată, anii, mulți ani care sunt în lumea noastră spun că sunt niște reguli general uzate, da, și valabile, și deja persoanele sunt deprinse cu aceste reguli, în așa fel că dacă omul nu o face, el își face părere negativă despre această persoană și mai ales în transport public îți treci dispoziția pentru toată ziua, dacă situația e de dimineață. Da, în foarte multe țări nu mai sunt tocmai respectate aceste norme de conduită, îți povesteam și anterior, chiar în metroul din Paris. Da. Mergeam și lumea nu oferea locul, nu se stingerea absolut deloc, chiar dacă era o persoană în etate sau o femeie cu un bebeluș în brațe care stătea în picioare. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Părerea mea este că probabil actuala, poate generație, este mai libertină, să zic așa, în astfel, da, nu vreau să aduc supărări față de poate generațiile actuale europene, dar sunt anumite reguli care chiar și s-au simplificat pe teritoriul european în domeniul protocolar. Adică nu doar la nivel de transport, dar și reguli care un pic au devenit mai democratice, să spun așa. Și eu cred că asta se referă și la, reguli de genul dat, că un adult, o persoană în etate, el își va da seama că acel nu face corect, dar cel tânăr care va sta acolo în transport, el nu își va da seama. Cel mai interesant că nici măcar nu o fac cu rea intenție, pur și simplu nu sunt familiarizați cu aceste reguli. În câteva secunde, că nu avem timp la dispoziție, spuneai că taxiul face parte dintr-o altă categorie? Da, la taxiuri sunt un pic mai multe reguli, pentru că este privat și noi suntem cumva obligați să intrăm în taxi, să ne salutăm cu șoferul, să stabilim un contact vizual, să noi intrăm în taxi, într-un taxi nelicențiat, când ieșim să-i spunem o zi bună, să-i dorim, dacă suntem comunicabili, eticheta ne permite și să întrebăm cum la dumneavoastră, cum merge ziua la un taxi, dacă nu, suntem în drept să stăm în telefon sau să privim peste fereastră, adică să nu intrăm în contact de comunicare cu taxiul. Și nu fumăm, nu străgăm, deci nu facem conflicte, ca și într oricare alt transport, nu vorbim foarte tare despre
temele personale, așa, intime sau știe toată lumea. Să știe toată lumea, da. Așa, deci păstrăm intimitatea și respectăm spațiul intim a tuturor participanților în circulația rutieră. Ariana, mulțumim tare frumos pentru aceste informații, te mai așteptăm și foarte curând o să discutăm deja și despre aceste târguri de Crăciun și în general evenimentele în masă, acolo unde trebuie să ne confruntăm cu mai multe situații, așa că te așteptăm cu mare drag.